Bun găsit, dragi telespectatori, sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur să vă reîntâlnesc la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Am discutat până acum în diverse ediții despre cele șapte taine sau cele șapte sacramente, apoi ne-am oprit asupra crezului, asupra articolelor sau propozițiilor scurte din crez și ne propunem acum în câteva ediții să tratăm despre cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. O facem și de data aceasta cu invitații speciali, profesori la Institutul Teologic sau la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, cărora le spun bun venit și îi prezint pe rând. Mai întâi, Părintele Ștefan Lupu, decan al Facultății de Teologie Romano-Catolice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Bine ați venit, Părinte! Bine v-am găsit! Părintele sau Monseniorul Benone Farcaș, rector al Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați mai participat la asemenea emisiuni, începem o serie nouă, o serie legată de poruncile lui Dumnezeu și o primă întrebare care apare este: de ce trebuie să cunoaștem cele 10 porunci? Atunci când un tânăr l-a întrebat pe Iisus ce trebuie să facă pentru a intra în viața veșnică, Iisus i-a răspuns: păzește poruncile. Și îndată după aceasta a continuat: apoi vino și urmează-mă. Ceea ce ne lasă să înțelegem că trăirea vieții noastre de credință, urmarea lui Iisus, se face tocmai respectând aceste porunci. Poruncile lui Dumnezeu, pe care Iisus nu le-a desființat, dimpotrivă, le-a respectat El înainte de toate și le-a propus ca o călăuză în drumul nostru spre Dumnezeu și împreună cu Hristos. De aceea este necesar să respectăm poruncile, tocmai pentru a fi într-o relație corectă, bună, eficientă, fructuoasă în relația noastră cu Dumnezeu și în relația cu semenii noștri. Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, discutăm despre porunci în general și apoi vom încerca să tratăm despre porunca întâi a lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun că am venit aici cu mai multe catehisme din mai multe biserici. Iată, în primul rând, am aici prezent Catehismul Bisericii Catolice, compendiu, unde sunt prezente cele 10 porunci. E și un catehism al tinerilor, Iucat se cheamă. Apoi e Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă, Catehismul Bisericii Ortodoxe, în care din nou sunt prezente cele 10 porunci. E Catehismul Mic cu explicații al lui Martin Luther, folosit de Biserica Luterană, Biserica Protestantă. Și apoi e Catehismul de la Heidelberg, al Bisericii Reformate. De ce v-am prezentat eu aceste catehisme? Pentru că atunci când ne uităm la cele 10 porunci, e o numerotare diferită. Sunt 10 în ambele catehisme, dar în catehismul Bisericii Catolice și în cel luteran e la fel. Dar nu e la fel ca în catehismul Bisericii Ortodoxe și în catehismul Bisericii Reformate. De ce e diferența de numerotare și în ce constă această diferență, Părinte Ștefan? Mai întâi să subliniem faptul că există aceste 10 porunci în toate tradițiile bisericilor creștine. Și acest lucru este îmbucurător, pentru că face legătura și cu Vechiul Testament, unde au fost descoperite, revelate aceste 10 porunci. Sigur, ele apar în Cartea Exodului și în Cartea Deuteronomului. Nu au neapărat o numerotare, porunca întâi, porunca a doua, ci sunt cele 10 cuvinte pe care Dumnezeu le spune lui Moise și prin aceasta rezumă întreaga alianță pe care el o încheie cu poporul evreu. Dar ulterior, în practica bisericii, aceste 10 porunci au fost unite într-un mod diferit în tradiția occidentală și în cea orientală. Diferența ar fi că în tradiția occidentală porunca întâi este unită cu porunca, este separată porunca întâi de porunca a doua, iar în tradiția orientală este unită porunca întâi cu a doua și apoi sunt separate în tradiția occidentală porunca a noua și a zecea, iar în tradiția orientală sunt unite cele două porunci. Prin urmare, sunt 10 porunci, sunt aceleași porunci, numai că sunt unite sau separate prima poruncă sau porunca a noua și a zecea.
Și pentru a înțelege mai bine lucrurile, îi loc pe colegii mei din studio să dea schema grafică numărul 1, care expune cele 10 porunci, așa cum apar ele în cartea Exodului despre care povesteați și în cartea Deuteronomului, și de asemenea formula catehetică. Și se vede clar la porunca întâi, cel puțin, că e despărțită prima parte de a doua parte, așa cum ați spus, în Biserica Romano-Catolică apar o singură poruncă. E clar, ne descrie Vechiul Testament, modalitatea cum au fost date poruncile, Cartea Exodului și Cartea Deuteronomului. Dacă ați putea să ne vorbiți un pic despre contextul în care au fost date cele 10 porunci. Cele 10 porunci au fost date de Dumnezeu într-o perioadă de început a poporului ales, după ce acesta a fost eliberat din robia Egiptului, în timp ce se îndreptau spre țara promisă, spre pământul făgăduinței. Pe muntele Sinai, Moise a avut o întâlnire față în față cu Dumnezeu, care i-a transmis aceste porunci pentru a le prezenta și a le propune poporului ales. Ele făceau parte dintr-o alianță prin care Dumnezeu s-a obligat să aibă grijă de acest popor, să-l călăuzească, să-l păzească, să-l facă să crească, să prospere. În schimb, ei se obligau să rămână în o relație de prietenie, de ascultare, de supunere față de Dumnezeu, o relație care presupunea respectarea acestor porunci. Dar dacă ele au fost date în Vechiul Testament, așa cum suvenea Monsignorul, mai sunt ele relevante pentru noi astăzi, pentru omul secolului al 21-lea? Aceste 10 cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus lui Moise și prin Moise întregului popor ales au fost preluate și actualizate de Iisus Hristos în persoana sa. El a spus că nu a venit să schimbe legea, ci ca să o împlinească. De aceea ele sunt valabile și pentru creștinul de astăzi. Dacă ar fi să privim mai atent în esența lor, aceste 10 porunci, sigur, le avem din Revelație, dar pe ele le putem descoperi și cu rațiunea. Și felul acesta, și cel credincios, și cel care nu crede în Revelația iudeo-creștină, poate să găsească aici un fundament comun pentru a trăi într-o relație armonioasă cu Dumnezeu, dar și cu aproapele. Chiar a existat un teolog catolic, Hans Küng, care a voie să facă un proiect de etică mondială bazat tocmai pe aceste 10 porunci și felul acesta să reunească toți membrii religiilor pe un fundament comun al acestei etici mondiale, care, cum spuneam, se naște din rațiunea umană, care recunoaște că trebuie să aibă anumite relații cu aproapele, dar și cu Dumnezeu. Deci spuneți că mai întâi ele au fost descoperite în conștiința noastră, a oamenilor în general, și apoi au fost... Dacă e să mergem și la celelalte religii, vedem că fiecare religie are un cod etic și multe dintre aceste porunci pe care noi le avem se regăsesc și acolo. Diferența sau noutatea pe care o aduce această formulare din Cartea Exodului și din Cartea Deuteronomului e faptul că la începutul lor se află libertatea. Dumnezeu face poporul israelit să experimenteze mai întâi libertatea din sclavia Egiptului și le pune în față, iată, voi sunteți chemați la libertate. Dacă respectați aceste 10 porunci, veți continua acest drum de libertate. Fără aceste 10 porunci, veți ajunge din nou sclavi la diferiți stăpâni. Eu mă amintesc când eram copil, sunt născut în Horgești, un sat aproape de Bacău. În biserica veche, din locul de unde se predica, adică din Anvon, în apropiere, erau cele două table ale legii. Pe o tablă erau numerotate cu cifre romane 1, 2, 3 și pe cealaltă tablă de la 4 până la 10. Ce vrea să ne spună despre împărțire? Am putea să împărțim cumva cele 10 porunci? Imaginea celor două table vine din Vechiul Testament, din Exod, unde Moise a prezentat poporului ales aceste legi, aceste porunci scrise pe table de piatră. Iar împărțirea lor se referă la obiectul acestor porunci. Deci primele trei ne vorbesc sau promulgă norme referitoare la relația omului cu Dumnezeu, iar celelalte la relația oamenilor între ei.
Însă nu trebuie să ne lăsăm induși în eroare de această separare, deoarece cele 10 porunci constituie un tot unitar. Ele sunt în strânsă legătură și fiecare dintre porunci face trimitere la toate celelalte. Nu, spre exemplu, prima poruncă care privește adorarea unui singur Dumnezeu, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, este cumva un fundament pentru toate celelalte, pentru că cel care îl adoră pe Dumnezeu, care îl cinstește, îl ascultă pe Dumnezeu, va respecta și va onora și creatura lui, care este omul, se va respecta pe sine, îi va respecta pe ceilalți, ceea ce, de altfel, reglementează toate celelalte porunci. Cu toate acestea, Iisus spune că cea mai mare poruncă din lege este aceasta: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul și din tot cugetul și cu toate puterile, și a doua asemenea acestea este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Reduce cele 10 porunci la două. De fapt, cele 10 porunci, într-adevăr, pot fi reduse la această poruncă a iubirii, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele, care, în definitiv, sunt o unică poruncă. Iar omul, în menirea lui, nu poate să facă altceva decât să iubească, să-L iubească pe Dumnezeu și, iubindu-L pe Dumnezeu, îl iubește și pe aproapele. De altfel, Papa Benedict al XVI-lea spunea că acolo unde Dumnezeu este mare, omul nu este mic. Dimpotrivă, omul devine și el mare și în jurul lui este multă pace. Trecem acum să analizăm porunca întâi și rog pe colegii mei să dea schema grafică numărul 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui. Deja sus se observă formula lungă din Cartea Exodului și apoi din Cartea Deuteronomului și apoi formula catehetică. Și observăm, deci, în Biserica Romano-Catolică, ca și în Biserica Luterană, sunt unite cele două propoziții. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău constituie în Biserica Ortodoxă și în Bisericile Reformate și în Bisericile Neoprotestante o primă poruncă și apoi să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui, e a doua poruncă. Ne oprim așadar la porunca aceasta, prima poruncă din Decalog. Ce înseamnă prima afirmație pe care o întâlnim? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Aceasta este o definiție pe care Dumnezeu însuși o dă despre sine. Nu? Aceste porunci au fost și sunt considerate ca revelate, sunt cuvântul lui Dumnezeu, care este valabil astăzi, a fost ieri și va fi valid pentru noi întotdeauna. Prin această poruncă Dumnezeu ne cere să aducem cinstea, adorația cuvenită numai Lui. Și facem aceasta prin trăirea, prin punerea în practică a celor trei virtuți: credința, speranța și dragostea. Și de ce anume ar trebui să-L adorăm pe Dumnezeu? Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că El există, pentru că El este creatorul nostru, pentru că El este scopul vieții noastre. Și atunci atitudinea omului în fața lui Dumnezeu nu poate să fie alta decât aceea de adorație. De fapt, chiar etimologic, a adora ar veni de la acest gest pe care îl face omul de a duce mâna la gură atunci când se uimește. E un gest pe care îl fac în special orientalii. În limba latină, ad orem, aduce mâna la gură. E un gest de surprindere pe care omul îl face în momentul în care Dumnezeu îi se revelează, îi se descoperă și arată că El îl iubește pe om. Cum să nu rămâi surprins în fața unui astfel de gest care vine din partea Atotputernicului, ca El să coboare, să îi se reveleze lui Moise și după aceea întregului popor, ca fiind un Dumnezeu care este alături de el, care îl însoțește în istorie. Omul nu poate să răspundă cu nimic altceva decât cu acest gest de adorație. După prima propoziție din porunca întâi, apare deja prima interdicție: să nu ai alți Dumnezei. Putem să avem alți Dumnezei? Dacă omul nu-L cunoaște pe adevăratul Dumnezeu sau dacă se îndepărtează de adevăratul Dumnezeu, în inima lui rămâne în continuare această înclinație de a-L căuta pe Dumnezeu care să îl împlinească. Și atunci, dacă nu-L mai cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, va căuta alți zei. De aceea, Dumnezeu, în momentul în care se revelează lui Moise și apoi poporului,
Vrea să spună că eu sunt cel care te-am eliberat, ceilalți nu te eliberează, ceilalți te duc în sclavie. Prin urmare, dacă tu vrei să fii liber, să trăiești în libertate, atunci trebuie să rămâi alături de mine, ca singurul Dumnezeu. Bun, înțeleg eu porunca asta că e valabilă acolo unde oamenii cred în alți zei. Dar în spațiul creștin, în România, unde toți, în proporție de 90% s-au declarat creștini, adică ei cred într-un singur Dumnezeu în trei persoane, în ce sens e valabilă porunca? Să nu ai alți Dumnezei. Alți Dumnezei poate să intervină în momentul în care omul lasă frâul liber, de exemplu, egoismului său. Și atunci se va închina puterii sale, lăcomiei sale, plăcerilor sale, va trece peste aproapele său. Și în felul acesta, bunurile materiale, obiectele, poate să devină niște idoli la care omul se închină. Chiar dacă el se mărturisește creștin, chiar dacă a fost botezat creștin, dar dacă nu rămâne în această relație vie cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt, atunci el lasă spațiu liber celorlalte pasiuni care sunt în el să pună stăpânire pe el. Foarte interesantă sublinierea dumneavoastră, pentru că deja Apostolul Paul spune într-una dintre scrisori, dând de exemplu, lăcomia de bani este o închinare la idoli. La idoli. Care ar fi păcatele împotriva poruncii întâi, mai ales în prima parte a poruncii întâi? Sunt mai multe atitudini sau mai multe comportamente care pot fi constituite, care pot fi păcate împotriva poruncii întâi. În primul rând, idolatria, ceea despre care deja parțial a vorbit Părintele Ștefan, când omul se închină unui chip cioplit, nu numai decât o zeitate animistă sau ceva de acest gen. Ori de câte ori omul așează în viața lui pe primul loc pe altcineva sau altceva în afară de Dumnezeu, acest lucru se constituie în idolatrie. Banul, cum ați menționat, sportul, munca sau anumite idei, anumite ideologii care pot lua locul lui Dumnezeu. Deci acesta ar fi unul din păcatele împotriva poruncii întâi. Un alt păcat des întâlnit chiar în societatea noastră este superstiția. Atunci când credința în Dumnezeu este contaminată de alte practici care nu au nimic de a face cu învățătura creștină. Atunci când se dă întâietate unor practici magice, oculte sau pur și simplu unor credințe populare care nu sunt înrădăcinate în învățătura noastră creștină. Dar omul bea o cafea și la final întoarce cana și se arată acolo niște semne. Asta e un păcat? Depinde cum este făcut acest păcat. În cazul în care este o simplă distracție pentru a face să treacă vremea, n-aș spune numai decât că este un păcat, este poate o practică care nu este ziditoare, nu ne ajută cu nimic. Dar în cazul în care persoana respectivă crede cu adevărat că zațul de cafea poate să ne descopere viitorul sau ne oferă soluții referitoare la problemele vieții noastre, atunci, într-adevăr, este un păcat, pentru că singur Dumnezeu, stăpânul vieții noastre și cel care se ocupă, cel care are grijă de noi prin providența sa, nu poate să ne rezolve situațiile noastre. El este singurul la care putem apela pentru a găsi calea pe care trebuie să o urmăm. Deja telespectatorii pot vedea derulându-se pe ecran imagini legate de porunci în general, de modul cum a dat Dumnezeu poruncile în Vechiul Testament și apoi cum le regăsim în Noul Testament și apoi imagini legate de porunca întâi. Eu am întâlnit și cred că ați întâlnit și dumneavoastră oameni care au întâlnit pisica neagră în cale și s-au întors înapoi din drum sau au întâlnit oameni ieșindu-le cu găleata goală. Pur și simplu s-au întors înapoi că nu le merge bine. Ce-i greșit aici? Aceasta este o formă de superstiție. Superstiția se opune credinței în adevăratul Dumnezeu prin faptul că atribuie cosmosului existența unor diferite ființe
îngeri, puteri și așa mai departe, care bântuie în acest cosmos în care noi trăim și care avea, într-adevăr, o influență și o putere asupra vieții omului. Poate să-i determine drumul în viață, existența și așa mai departe. Or, credința noastră ne spune că Dumnezeu este Cel care a creat, ceea ce Dumnezeu a creat este bun, deci omul nu poate să se lase înspăimântat, să spunem, de aceste forțe tenebroase, obscure, despre care vorbesc aceste superstiții. Partea a doua poruncii spune să nu-ți faci chip cioplit ca să te închini lui. Ce vrea să spun? În Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, răzbate cu insistență această poruncă și poporul ales, poporul evreu, a respectat-o cu strictețe. Faptul de a nu se închina unor chipuri cioplite, unor statui, așa cum se întâmpla cu popoarele vecine, poporul cu civilizația greacă, romană și nu numai. Odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, odată ce Dumnezeu a căpătat un chip omenesc, această interdicție și-a schimbat din forma ei. E adevărat că această poruncă continuă să fie validă, să fie valabilă și pentru noi, să nu ne închinăm unor chipuri cioplite. Deci nu putem să ne închinăm unei statui sau unei imagini ca și cum ne-am închina unui Dumnezeu. Păi avem statui, avem icoane, oamenii merg, ating cu batista, le sărută, nu e o închinare la chipuri cioplite? Nu, așa cum spuneam, aceasta este o venerare a imaginii celui pe care îl adorăm. Atunci când venerarea a imaginii celui pe care îl adorăm. Atunci când ne închinăm, când facem o rugăciune în fața unei statui a lui Iisus Hristos, noi nu venerăm acel material din gips, piatră sau lemn, dar îl adorăm pe Iisus Hristos Dumnezeu. Statuia, icoana, este o imagine a ceea ce noi adorăm cu adevărat. Dar de ce e nevoie să avem statui și icoane când le putem adresa lui Dumnezeu direct? Aș face referință un pic la istorie. Toată această tematică a fost abordată și cumva soluționată la Conciliul din Nicea din 787, în contextul iconoclasmului, când era o anumită influență și pe partea islamului, de a distruge toate icoanele din biserici. Atunci biserica s-a întrunit și a dat o rezolvare la această chestiune, spunând că pentru noi, sigur, Dumnezeu este transcendent. Da? Dumnezeu nu poate fi reprezentant, este un mister care trece dincolo de percepția noastră sensibilă. Dar totuși, același Dumnezeu a intrat în istoria noastră, s-a întrupat în Iisus Hristos din Nazaret. Și din acel moment, Iisus Hristos este imaginea Dumnezeului nevăzut. Prin urmare, plecând de la această imagine care este Iisus Hristos, a Dumnezeului nevăzut, noi putem să ne reprezentăm cine este Dumnezeu pentru noi, pentru că natura omului, folosesc un termen, este animal simbolicum, pe lângă rațional, omul folosește aceste imagini, aceste simboluri. Vedeți, și noi avem diferite semne pe care le punem. Chiar purtăm o imagine a mamei, a tatălui, a persoanei iubite pe care o punem, nu? Avem un tablou care pentru noi semnifică ceva. Tot la fel, aceste semne, aceste simboluri pe care noi le avem, fie în casele noastre, fie în bisericile noastre, corespund naturii noastre omenești și vor să ne ajute ca să ne putem reprezenta mai ușor misterul lui Dumnezeu. Dar fără să ajungem la convingerea că acest obiect este Dumnezeu, ci îl reprezintă pe Dumnezeu. Ne aflăm pe ultimele minute ale emisiunii. Aș dori să rezumați porunca asta întâi. Care e legătura dintre porunca întâi și viața noastră de zi cu zi? Ceea ce spuneam la început, porunca întâi se așează la fundamentul trăirii vieții noastre de credință cu Dumnezeu. Atunci când îl adorăm pe Dumnezeu, ne confundăm cu El, ne identificăm cu El. Așa cum spune Iisus, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din cerul desăvârșit este. Adorându-L pe Dumnezeu cu credință, speranță și dragoste, noi ne conformăm viața noastră după Dumnezeu și trăirea vieții noastre în Dumnezeu se reflectă în relațiile noastre cu ceilalți oameni.
Această primă poruncă ne invită să credem în Dumnezeu, să avem speranță în El și să-L iubim. Ne vorbește mult de credința asta în Dumnezeu. Dumneavoastră, de ce credeți în Dumnezeu? Eu cred în Dumnezeu pentru că Dumnezeu este sensul vieții mele. Credința mea este un răspuns la această descoperire a lui Dumnezeu, în care El mi-a arătat cine este El, este Tatăl nostru iubitor, este fratele nostru Iisus Hristos, este Duhul Sfânt cel care ne sfințește și ne dă capacitatea de a iubi. Prin urmare, credința mea este un răspuns la iubirea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru participare. A fost cu noi la această ediție în care am vorbit despre porunca întâi a lui Dumnezeu, Monsignorul Benone Farca și Părintele Ștefan Lupu. Le mulțumesc din suflet, vă aștept la ediția următoare în care vom trata despre porunca a doua. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, care ați rămas cu noi jumătate de oră. Reținem porunca întâi și mai ales prima parte, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Ne îndreptăm spre acest Dumnezeu, îl adorăm, îl iubim și ne punem toată încrederea în El. La revedere!